Visul unui jurnalist este acela de a sta de vorbă cu oameni deosebiți, a căror carieră profesională și umană poate deveni un subiect interesant, chiar palpitant. Și un asemenea destin profesional de excepție l-am descoperit nu departe de Roman, în comuna Săbăoani. Daniel Robu a reușit în doar 18 ani, vârsta majoratului, să impună în lume brandul Sartoria Robu. Și el și soția lui Daniela s-au impus în profesiile lor. El croiector de lux, ea asistentă medicală în peninsulă. Dar de câte ori au ocazia, soții Robu se întorc la matcă, deschizând cu drag ușa casei natale, unde bătrâna mamă își așteaptă cu dor cei 4 copii plecați în lume. Și dorul de casă l-a determinat acum câțiva ani să inventeze o sărbătoare a uliței natale, în care toți cei plecați la muncă peste hotare să se adune o dată pe an, vara, în luna august, pentru a petrece împreună. Aici ne aflăm în locul copilăriei mele, pe strada unde am copilărit, unde vin cu drag și îmi dau lacrimi de când ajung acasă. Vedem alături pe un gard aici sărbătoare, ce scrie acolo, sărbătoare inedită sau ce scrie acolo? Sărbătoare a patra ediție. O sărbătoare care am început-o cu mulți ani în urmă și are originile undeva prin anii 2003-2004. Se întâmpla că dorul de casă, dorul în vacanță când veneam, ne adunam toți plecați și atunci am luat modelul de afară, când te întâlnești să sărbătorești. Noi am început-o aici la nivel de stradă, la nivel de miniatură. Mă gândesc că sărbătoarea satului și are originile pe strada ecoului. Cineva ne-a adoptat schimbarea. Mi-aș dori ca schimbările să aibă loc în continuare. Din păcate nu ne-am cunoscut în satul natal. Ne-am cunoscut în București, unde eu studiam și el lucra în momentul acela. Prin anii 1992. Dumneavoastră erați studentă la o școală, am înțeles eu, la un institut post-liceal de sanitar. Sanitar. În prezent dumneavoastră mai practicați meseria? Da, sigur. Lucrez în Italia, într-o secție de psihiatrie, ca asistent șef. O ascensiune de asemenea așteptată, pentru că românii noștri sunt foarte prețuiți atunci când sunt muncitori și în străinătate. Domnule Robu, aș vrea să ne conduceți în locuința natală aici și să ne evocați primele amintiri. Este și mama care ne așteaptă. Mama lui Daniel Robu, o femeie simplă, își întâmpină cu drag feciorul celebru și își amintește de poznele din copilărie, când se chinuia să învețe singur croitoria, făcând și desfăcând haine. După vizita lui Daniel, va merge la vot, căci până la vârsta de 71 de ani nu a lipsit niciodată din secția de votare. Casa părintească, curtea unde am copilărit. Bine te-am găsit! Mama! Bună ziua! Ce faci? Aștept din musărit, mi-ați venit. Doamna Robu, v-ați primit pe fiul Daniel și pe nora Daniela. De câte ori pe an îi vedeți? Cam o dată, câteodată se nimerește de mai multe ori. Dar așa cum comunicați? Numai telefonic sau prin Skype? La telefon. Numai la telefon. N-aveți mijloace de astea moderne să-l vedeți pe Skype? N-aveți calculator? Nu. Da. Povestiți-ne un pic. Era năzdrăvan în copilărie? Ca copii. Câți copii aveți de toți? Patru copii. Vorbiți-ne un pic și de ceilalți copii. Îți plecați în Italia, cu familie. Și tot așa de rar îi vedeți pe fiecare? Da, în august, când vin. Deci în august totdeauna e o regulă. Da. Să vin.
Spuneți-ne de unde a intervenit pasiunea domnului Daniel pentru croitorie și ce simțiți dumneavoastră acum când este cel mai bun croitor din lumea asta? Ce să sunt eu? Sunt fericit, mulțumesc. Să sporească banii, să meargă cu croitoria înainte. Așa, dar de mititel, așa, v-a stricat cu foarte ca ba, ceva? Da. Ia povestiți-ne o poznă de asta. Deci, mai lua materiale, tăia cu fafe, cu unde reușea să facă, unde mai strica. Așa, și pedeapsa care era? Nu am dat pedeapsă, nu. Așa. Bun, și cum, câți ani aveți dumneavoastră acum? Eu? 71 împlinesc în septembrie. I-ați vizitat în Italia vreodată? Da. De trei ori am fost. De trei ori ați fost. Da. Și cum? Sunteți singură? Da, singură. Și aici cum vă descurcați singură acasă, dacă toți sunt plecați? Deocamdată am putere, merg la magazin, merg în grădină, dau cu sapă. E extraordinar la vârsta dumneavoastră. Da, și financiar cu ce vă descurcați? Aveți o pensie? Pensie. Deci pensia. Da. Băieții vă ajută? Câteodată, cât o leacă. Și întâlnirea cu vecinii din copilărie îi face de fiecare dată plăcere lui Daniel Robu, iar aceștia îi apreciază succesul profesional, râvnind și ei să poarte vreodată un costum marca Sartoria Robu. Vă întâlniți cu un vecin, că tot ne-am salutat. Bine ne-am reîntâlnit. Să rămână. Mă bucur foarte mult pentru succesul care îl are în viață și îi doresc în continuare multe împliniri. Da. V-am întrebat dacă v-ar place să purtați un costum Sartoria Robu. Și îmi face plăcere să port un costum de Sartoria Robu. Mai ales că în curând, să sperăm că într-un an, doi, trei, veți avea aici în sat o croitorie de lux Robu. Ce ziceți de inițiativa dumnealui? Mă bucur foarte mult de această inițiativă. Ați copilărit împreună? Eu am venit aici. Da, cumva, cumva. Eu sunt aici pe stradă de 35 de ani. Este clar că în 35 de ani, o amintire comună, îmi puteți spune ceva? Ce vă amintiți de domnul Robu? Despre felul lui de a fi un copil cu minte și liniștit și ascultător de părinți. Da. Când ați auzit prima dată de succesul lui răsunător din străinătate? De succesul lui am auzit anume cu vreo 3 ani, cam așa. Da. Și de fiecare dată când vine vara, vă întâlniți cu plăcere, nu? Mă întâlnesc cu plăcere și mă bucur pentru el. Daniel Robu se întoarce la Săbăoani de fiecare dată cu un dor neostoit de acasă. Din acest motiv a reluat construcția unei case în satul natal. Construcția este casa noastră. Casa noastră care am început-o în 1998. La timpul respectiv am ridicat-o și am lăsat-o pe urmă. Am ajuns în Italia. Când am ajuns în Italia am concentrat investițiile pentru croitorie în Italia. Am abandonat construcția și acum am reluat. Am reluat pentru că se degrada și este casa de suflet, casa noastră. Și aici aveți de gând de câte ori veniți acasă anual să vă petreceți cele câteva ore, câteva zile? Da. Haideți să o luăm cu începutul. Aveți o poveste de viață extraordinar de interesantă. Aș vrea să știu când a început pasiunea dumneavoastră pentru croitorie. Ce mi-aduc eu aminte, la vârsta de 6-7 ani, un vecin mă trimite să iau o pereche de pantaloni la un croitor. Pe stradă eram mulți copii. Mulțimea de copii, mai ales pe mine.
oare de ce pe mine? Destinul. Destinul, da, dar mai ales pentru că pe strada unde locuia croitorul, eu treceam frecvent la bunicii mei. Și a zis că tu dacă mergi, nu te vei pierde. Copil fiind, nu? Am mers acolo la croitor, m-am așezat, zice, vină încoace, nu-i gata pantalonul, m-am așezat pe o laiță și îl priveam. A ieșit afară, s-a întors cu un fier cu jăratic și a început să-i calce pantalonia cu o cârpă. Și eu mă uitam, zic, wow, ce face omul ăsta? Mirosul ăla de cârpă arsă m-a fascinat, nu? Ascensiunea profesională a lui Daniel Robu în Țara Modei, Italia, este ea însă și o poveste. Pasiunea pentru croitorie a început undeva în copilărie, pe ulița natală, unde un vecin l-a trimis la un croitor să-i aducă o pereche de pantaloni. Au urmat apoi ani de lucru pe mașina de cusut a mamei, pe care lucra pantaloni pentru prieteni la vârsta la care colegii săi băteau mingea pe uliță. A terminat gimnaziul și prima treaptă de liceu, după care a urmat o școală de specialitate la București. După Revoluție a avut o ieșire în Greșia, de unde s-a întors în satul natal și a deschis o croitorie proprie la Săbăoani. După câțiva ani se decide să plece în Italia, în Țara Modei. Și-a urmat soția, care plecase cu câteva luni înainte și deschisese corespondentul paginilor aurii românești, adică pagine giale, unde și-a oferit serviciile de croitor. Și într-o zi, după obținerea permisului de muncă, avea să fie primit la un croitor a cărui afacere a reușit, după 15 ani, să o cumpere el. Muncește în atelier de la 7 dimineața la 10 seara. În croitoria sa de lux lucrează doar români, un basarabean și un ucrainean de origine română. Aici se vorbește doar românește, se ascultă un post de radio din România și se muncește pe rupte. În croitoria sa de lux, Daniel Robu confecționează și simboluri naționale. La recentul meci amical al Naționalei României la Torino a dăruit pentru echipă papioane tricolore și un imens steag tricolor de 8 metri înălțime și 18 lungime. Așa își manifestă Daniel Robu dragostea neostoită față de țara natală. Caut să mă interesez ce e croitoria și am descoperit o altă croitorie. Pe timpul Ceaușescu, în copilăria mea, erau și croitorii care aveau micile cooperative. Și acolo eu am asociat fierul de călcat, mirosul de cârpă ars, cu bunăstarea celorlalți care aveau cooperative și aveau mașini. Și am zis, când voi crește mare, asta trebuie să fac. Să fac croitorie cum fac ceilalți, că au mașini și au bunăstare. Și am continua am început să mă apuc de croitorie. Am scos mașina de cusut a mamei, care era zestul de familie. Ce marca avea? Că atunci erau Ileana și cele mai bune erau mașini erau cele... Mașina de cusut care avea mama zestă este marca Union. De fapt, e o copie a mașinii de cusut Singer. Care cea rușie, mai bună. Da, și... care rușii. Mașina care o avea mama zestă, am deschis-o, am început să petecuiesc, să fac sacoșe de pânză, să fac cârpeli, tot felul de primele mișcări în mașina de cusut. Și de acolo am continuat, am început să fac pantaloni. Undeva, mi-aduc aminte, la vârsta de 14 ani, eu făceam pantaloni la prietenii mei în comună, expadrile, făceam orice ce să căuta în perioada aia. A fost și perioada în care ați avut și primele mese câștiguri. Cum ați investit? Da, mi-aduc aminte că vă dați seama că eram dornic să și cheltui la vârsta aia. O parte din venituri reinvesteam, mai puțin. Fiind adolescent, nu aveam percepția reinvestirii la timpul respectiv. Povestiți-mi un pic despre parcursul dumneavoastră școlar. Deci am frecventat școala primară și gimnaziu în comuna natală, am făcut prima treaptă de liceu. Pe urmă am plecat din comuna natală, m-am format în București, deci ca și croitor în București, în perioada adolescenței, și m-am șlefuit în Italia.
Din documentarea pe care am făcut-o eu, am văzut că, de fapt, dumneavoastră primul costum de lux, când v-ați gândit să vă orientați spre această croitorie de nișă, a fost achiziționat de undeva, de la un magazin din București. Povestiți-ne acest episod. Da, eram în București la început și făceam marochinerie, făceam rucsaci. Eu făcusem 2-3 costume pe la Săboan, dar aveam tipare improvizate. Și atunci zic că vreau să învăț să fac un costum bine făcut, cum le vedeam în vitrină, în marile magazine din București. Și cu ocazia unui eveniment la care trebuia să particip și trebuia să am o vestimentație decentă, am pus 2 în 1. Am cumpărat costumul, l-am folosit la evenimentul respectiv și a doua zi l-am început să-l descos cu lama. Mama, când m-am văzut, a zis, cu ce faci? Uite, caut să mă perfecționez în croitorie. Și l-am analizat costumul ăla ca să văd cum e făcut și costumele mele care le gândeam că le voi face să arate bine cum arată cele din magazin. Ați plecat în străinătate, respectiv în Italia, în urmă cu 18 ani. Ce s-a întâmplat din 90 până acum 18 ani? Care a fost parcursul dumneavoastră profesional în intervalul acesta din 89 până când, în ce an ați plecat în Italia? Din 99, de când am plecat. Deci din 90 în 99, ce ați făcut? Deci din 90 în 99 am lucrat în București. În 95 am avut o ieșire în Grecia, unde am lucrat și acolo în industria textilă. M-am reîntors, ne-am căsătorit, am terminat o familie, am deschis o asociație familiară cu sora mea, domeniul de activitate croitorie. Am fost în comuna natală. Săbăuan. Am avut croitorie aici în anii 95-99. Eram croitorul satului, unul dintre croitori, cum erau și alți croitori, și mi-aduc aminte că majoritatea mirilor nași erau clienții mei. Într-o convorbire telefonică pe care ați avut-o cu domnul senator Ioan Chelaru, conjudețean de-al dumneavoastră de aici, de la Fildești, îi mărturiseați că primii pași în croitorie i-ați cam exersat la Fildești, știut fiind că tatăl domnului senator a fost unul din croitorii apreciați ai zonei. Da, eu știu de tatăl domnului senator, croitor vestit în Fildești. Eu n-am avut ocazia să frecventez atelierul domnului Chelaru. În schimb, în adolescență frecventam alte ateliere unde erau băieți de seama mea cu care făceam prietenii ca să descoper arta croitoriei. Aș vrea să ajungem la anul 99, anul în care ați decis să părăsiți țara. Ce v-a determinat și dacă Italia a fost prima țară spre care v-ați îndreptat și singura? Deci ce m-a determinat? M-a determinat că eram preocupat pentru viitorul copilului meu. Deci din căsătoria dumneavoastră a rezultat o fată. Avem o fată care are vârsta de 19 ani. La timpul respectiv, este studentă sau cu ce se ocupă? Este ultimul an la liceu. Se pregătește pentru bacalaureat zilele astea. Acolo, în Italia? Da, în Italia, da. Emoții ceva? Da. Firești, da? Firești, emoții normal. Ca părintești, sigur. Da. Și? Și deci am plecat în 99, ne-a determinat... Eu am avut experiența de a ieși în 95, am văzut cum e în afară. Soția și a avut o bursă în 95, a ieșit în Belgia. Noi am salivat, cum s-ar spune, gustul de afară. Știam că lumea e cu totul altfel. Trecuseră câțiva ani și nu mai reușeam să... Nu vedeam un viitor strălucit. Am luat decizia să plecăm. Tot timpul eu am fost orientat spre țara modei, spre Italia. Pentru că aminte când eram în București, puneam mâna pe tot felul de reviste de modă și ziceam, wow, acolo... Țara modei, vreau să ajung. Țara modei, vă referiți la moda masculină, dar... Nu neapărat. A fost visul dumneavoastră, nu Franța... Nu. Să știți că Italia, totdeauna, Italia.
am avut orientare pentru Italia. Și de ce vă spun pentru Italia? Pentru că, ca și catolic, când am plecat în Grecia, țară ortodoxă, mă simțeam minoritar izolat, nu? Și am avut, așa era concepția mea la timpul respectiv. Și am zis că vreau să ajung într-o țară catolică. Bineînțeles că și Spania și Franța sunt... Parcursul, odată ajuns în Italia, știu că ați luat-o de jos, dar acum, din ceea ce m-am documentat eu, ați ajuns să fiți atât de apreciat încât asociatul dumneavoastră de la un moment dat v-a lăsat pe mână afacerea și ați preluat-o. Vorbiți-ne de acest episod. Nu, deci... Eu în 99, când am ajuns acolo, am deschis Pagini Aurii cu ajutorul soției, că era înaintea mea cu câteva luni, că cunoștea un pic limba italiană și am început să bat la croitorii, să le spun că eu sunt croitor și știu să lucrez și dați-mi o șansă. Am bătut la ușa unei croitorii, m-au ținut câteva luni aproximativ, au încercat să mă angajeze, n-au reușit pentru că la timpul respectiv aveam o viză de turist și mi-au spus, în momentul când vei fi cu drept de ședere, regular, cu drept de muncă, întoarce-te la noi. Croitoria respectivă este proprietatea mea în momentul ăsta. După 15 ani, bineînțeles că de-a lungul anilor eu mi-am deschis o afacere proprie în altă parte, dar am fost în contact cu ei. Ei au decăzut, s-au micșorat ca număr de muncitori. La început, când am ajuns acolo, erau vreo 30 de muncitori. Cu timpul s-au micșorat și anul trecut, după 15 ani de Italia, am reușit să le cumpăr afacerea. Ei n-au mai vrut să continue pentru că erau aproape de faliment și le-am cumpărat afacerea. Unde vedeți eșecul lor și succesul dumneavoastră? În ce constă? În ambiție? În dorința aceasta de a face ceva cu totul și cu totul deosebit? De a vă reînnoi de fiecare dată și ca mijloace, și stilul, și de unde orientarea asta spre nișa aceasta exclusivistă și neapărat îmbrăcăminte masculină? De ce nu v-ați gândit și la o linie feminină? Deci de ce fac o editorie la comandă? Fac o editorie bărbătească la comandă? O fac pentru că atunci când am intrat în atelierele din Torino, mari meseriași mi-au spus, românule, ori te apuci de un lucru bine făcut, ori te lași pe gubaș. Cine știe să facă multe, știe și nu le știe. Și atunci zice, trebuie să te concentrezi pe ceva. Am înțeles mesajul, fiind bărbat, am preferat croitoria masculină. Eu în comuna natală făceam și croitorie de damă, dar acolo m-am specializat în croitoria bărbătească. Eșecul lor, părerea mea este că n-au investit în tineri și au fost dornici de a câștiga mult. Au transformat un pic croitoria la comandă în croitorie industrială. N-au investit în tineri și aș putea spune că și orele de sacrificii. Poate eu lucrez mai mult decât lucrează ei. V-am găsit atunci telefonic când am discutat cu voi și am făcut acea știre prin telefon, v-am găsit undeva în ora României, ora 12, este ora noastră de retragere la domiciliu după o zi de câte ori, cam câte ore muncit în atelier? Deci... O zi normală pentru mine este de la 7 dimineața, eu sunt la 7, 5, 7 și 5, nu mai târziu în atelier, deschid, pregătesc atelierul pentru muncitorii sosesc la ora 8 și eu termin undeva târziu pe la 7 seara, 8, 9, chiar depinde în funcție de clienți și de programări. Sunt disponibil 24 din 24. Trebuie să asiguri un serviciu impecabil și fac și serviciul la domiciliu clienților mei. Și atunci, cred că asta e reușita. Ore de sacrificiu, pasiune, rețeta succesului. Tot din patriotism, Daniel Robu se gândește să deschidă la Săvăoane o croitorie de lux care să rămână un proiect de suflet pentru a sprijini crearea de locuri de muncă pentru tinerii din satul natal. Ideea a venit în momentul în care a adus în Italia un tânăr din Săbăoani, Vlăduț Mihail Motău, în vârstă de 22 de ani, pe care l-a școlit și care are toate șansele să devină un al doilea Daniel Robu. Cum
vă spuneam mai devreme, nu vreau să fac greșeala predecesorilor mei, croitorii din Italia, care, la care le-am cumpărat atelierul. Și atunci vreau să investesc în tineri. Ce mă motivează să vin în comuna natală și să deschid o croitorie, dar mai mult de o croitorie, vreau să pregătesc tinerii, viitorul, într-o meserie. Mă motivează faptul că acum 3 ani în urmă eu am venit acasă, am fost la liceu cu gândul că mai există școala complementară de meserii croitorii. Știam cândva la Săboanera. Mi-au răspuns că nu mai este, dar de fapt ce caut? Caut pe cineva care nu are aspirații și nu își permite să facă o facultate. Un băiat, la timpul respectiv, 3 ani în urmă, căutam un băiat ca să-l iau în atelier la mine, la Torino, și să-l învăț meserie. Am reușit cu el. Are aproape 3 ani de când este la mine. Cum se numește? Concitadin? Da, concitadin de aici. Se numește Motău Vlăduț Mihail. Câți ani are tânărul? Deci are 22 de ani. A terminat liceul, a dat bacaloriatul. Mi-aduc aminte cu doamna director, vicedirector Ciobanu, Ioana. Mi l-a prezentat. L-am luat cu mine în Italia și e un mic meseriaș. Un mic meseriaș care mă încurajează să vin acasă și să descoper alți băieți ca el. Alte persoane, alți mici meseriași care... Care sunt șansele ca acest tânăr să devină un Daniel Robu? Șansele sunt optimist pentru șansele lui și în primul an a fost mai adormit, să-l numesc așa. În al doilea an s-a trezit, am spus că dacă nu te trezești, te trimit acasă. Bine, asta a fost doar așa. Părintește. Dar l-am motivat. L-am motivat destul, suficient destul ca să-l fac să devină un meseriaș. Fiica familiei Robu, Alexandra, elevă în ultimul an de liceu, este pasionată de design de interior. Soții Robu speră să reușească și ea în meseria pe care și-a ales-o. Fata noastră e Alexandra, se numește Alexandra. Bineînțeles, are înclinațiile tatălui ei și alegerea care o va face va fi doar a ei, chiar dacă noi i-am încurajat-o și stimulat-o în acest sens. În acest moment ea are înclinații spre designer interior, deci o să-și urmeze visul. Da, este greu pentru un tânăr în Italia, spre deosebire că e diferit sistemul acesta românesc. Asta este greu să se afirme un tânăr acolo? Și ea are ceva din mentalitatea românească sau a căpătat doar mentalitatea familiei? Aceea că rigoarea muncii, disciplina muncii, pasiune, devotament... Eu cred că ea a cules lucrurile pozitive de la fiecare din noi. Chiar și din țară a avut multe contacte, a făcut chiar și vacanțele aici. Deci, cred că... Vine cu plăcere acasă, în comuna... Foarte mare plăcere. Ea s-a născut în România? Ea s-a născut în România, da. Da. Domnul Robu, întorcându-ne la ceea ce am documentat eu din această poveste de succes pe care ați avut-o dumneavoastră, am înțeles că în Italia ați început într-un subsol să lucrați. În Italia am început la subsolul casei. În care locuiați cu chirie, da, nu? Deci, în care locuiam cu chirie, ulterior am devenit proprietar. În subsolul apartamentului, acolo mi-am improvizat prima croitorie. După un an, doi, am reușit să ies de acolo la Torino. Din propria locuință să deschid o afacere la stradă, la public. Deci dumneavoastră acum locuiți în Torino, să înțeleg. Nu, afacerea, atelierul este în Torino,
Noi locuim la 40 de kilometri într-un orășel la distanță de 40 de kilometri de Torino. Eu fac naveta zilnic, aproximativ o jumătate de oră de acasă până la atelier. Timp în care fac secretariat, îmi dau telefoanele, îmi fac agenda pentru... Deci, un moment de liniște când conduc. Toată această afacere de succes, o desfășurați cu câți salariați și spuneți-mi de ce etnie sunt aceștia, ce naționalitate și etnie? Colaboratorii mei sunt toți români, români, pentru că am și un frate de-al nostru de peste Prut, mai am un cetățean ucrainian, dar e de naționalitate română. În atelierul meu se vorbește românește, se muncește românește, se ascultă un radio românesc. Dar se muncește românește ca în Occident, nu se muncește exact românește ca acasă. Asta vreau să vă spun, se muncește românește cu tehnică italiană, șlefuiți în Italia, cu un brand care l-am construit la nivel european, în altă calitate. Știu că dumneavoastră sunteți extraordinar de patriot. Și am văzut că relativ recent ați primit echipa națională de fotbal care a jucat un amical la Torino. Aș vrea să-mi vorbiți un pic și despre acest episod și ce impresie au făcut acele papioane pe care le-am găsit și pe Facebook-ul dumneavoastră și erau foarte mândri toți de... Echipa națională de fotbal a României au fost lângă Torino în pregătire pentru campionatul european, nu? Care se apropie zilele astea. În timpul liber au venit la mine, au făcut o vizită unde le-am dăruit câte un papion. Nu știam. Tot timpul caut să-mi afișez dorul de casă, patriotismul. Știți, acolo, la depărtare de casă, faptul că tu ești român, dar nu calci pe pământ românesc, patriotismul se dublează, se triplează de multe ori. Și dovadă fiecare, fiecare venire a dumneavoastră. Spuneți-mi despre episodul cu acel steag tricolor. Am înțeles că și în atelierul dumneavoastră și peste tot aveți insemnele acestea ale României. Deci pe lângă faptul că fac croitorie bărbătească la comandă, puțin timp dedic și simbolului național, drapelul, sub diverse forme, eșarfe, steagurile, sponsorizez asociațiile de pe teritoriul din Italia. La orice eveniment unde participă echipa națională de fotbal a României, cum a fost amicalul de la Torino, am cusut un steag de 8 metri înălțime și lat de 18 metri. Sunteți suporter al naționalei noastre sau suport și și alte echipe? Vă place fotbalul? Da, nu sunt un microbist înrăit, dar când se vorbește de echipa națională a României, vă dați seama, cred că și dumneavoastră, toți suntem suporteri echipei naționale. Fără a vrea să faceți politică, știu că dumneavoastră veniți acasă și vă îndepliniți, așa cum ați făcut-o și acum, datoria cetățenească de a vota. Vorbiți-mi un pic, de unde simți-o acesta civic deosebit? Nu știu, din educația care am primit-o la școală, la părinți, și la Revoluție noi ne-am căpătat un drept, nu? Eu consider că toți suntem obligați să ne exercităm dreptul civic, moral, de a participa, de a vota, de a ne alege viitorul. Și tot din patriotism are un proiect de viitor prin care vrea să deschidă la Săbăoane o croitorie de lux din dorința de a sprijini tinerii să reușească într-o profesie de mare viitor în România, croitoria de lux. A demarat în România și alte proiecte de viitor, unul dintre acestea fiind legat de înființarea Asociației Maeștrilor Croitori, după modelul italian al Academiei Croitorilor de la Roma, unde reprezintă croitorii de lux din regiunea Piemonte. Membrii fondatori, el și doi croitori de lux din Iași și București, intenționează organizarea unor evenimente de modă deosebite.
Sistemul ăsta de învățământ profesional, adică întoarcerea școlii românești la acest învățământ profesional dual, se pliază pe intențiile noastre de dezvoltare profesională a tinerilor și de dezvoltare a unei viitoare afaceri în comuna natală și în alte țări din România? În momentul ăsta suntem în fază de discuție. Eu nu știu dacă o să fie un sistem dual, poate să fie un sistem trienal din discuțiile avute cu domnul inspector, cine reprezintă instituția învățământului pe teritoriu. Suntem în fază de discuție momentan. Eu nu pot să vă dau un răspuns ce fel de școală voi face, ce fel de... Va trebui, din ce am înțeles, eu să pregătesc un atelier unde tinerii vor putea să și practice în paralel cu școala care duală sau trienală care se va derula. Și ultima mea întrebare este referitoare la Asociația Croitorilor din România pe care ați inițiat-o acum. În ce fază sunteți și dacă ați găsit receptivitate la croitorii din România și ce intenționați pe viitor? Poate fi o afiliere la o organizație similară internațională cu beneficii pentru toată lumea? Deci eu sunt... În Italia, membru al Academiei Croitorilor de la Roma și sunt și președinte delegat al regiunii Piemont, unde locuiesc. După modelul italian, caut să aduc și în România. Zilele astea am înregistrat un ONG, o asociație non-guvernamentală cu denumirea Asociația Maeștrilor Croitori din România. Scopul este de a sta împreună, unde Uniunea scopul acestei asociații este de a sta împreună. Competiția te face să devii mai bun, ca și în sport. Și nu numai asta, putem participa la parade de modă, la concursuri internaționale. Dezorganizați, nu vom reuși să facem nimic. Câți membri are deja fondator? Sunteți singurul membru fondator? Membrii fondatori suntem în patru. Suntem în patru. Un alt domn din Heleșteni Iași, care are o croitorie bărbătească, un alt domn la București. Deci nu suntem locali. Daniel Robu se va întoarce curând în România, unde a început să aibă câțiva clienți. Este recunoscut pentru faptul că a îmbrăcat personaje din lumea modei, dar și pe fostul premier al României, Victor Ponta. Când vă mai așteptăm acasă? Posibil să vin peste 2 săptămâni, posibil să vin peste o lună, nu știu. Reîntoarcerea mea este în funcție și de agenda care fac cu clienții mei, puțin care sunt pe teritoriul României. Ați spus totuși că România este o piață cu mare potențial pe viitor. Da, România o văd o țară în dezvoltare. Bineînțeles, croitoria care o fac este de nișă. Și în România este apreciat lucru bine făcut. Unde exportați meastră în prezent? Deci clienții mei sunt nordul Italiei, Elveția și nu numai, Arabia, lumea arabă, în Rusia am clienți, peste tot. Statele Unite? Și Statele Unite, sunt actorii care au fost pe la mine. Din Statele Unite, pe cine ați îmbrăcat nume celebre de la Hollywood? Pe William Baldwin, pe Michael Madsen. Și? Și pe Viorel Victor Ponta, dacă mă știați. Daniel Robu susține că pasiunea sa pentru croitoria de lux l-a făcut să aibă o asemenea ascensiune profesională și crede că va reuși să se mențină în topul celor mai apreciați croitori de lux din lume. Succesul său va fi deplin odată cu reușita încercării sale de a introduce brandul Sartoria Robu în România, țară cu potențial încă neexploatat.